Bun găsit, doamnelor și domnilor! Iată, o seară de visă ne-a făcut Fotbal Club Vaslui, un 5-0 sec cu CS Mioveni, un scor care cred că nimeni nu l-a anticipa, mai ales că echipa Fotbal Club Vaslui venea după un meci destul de dificil, dar cu un rezultat până la urmă bun pentru echipa noastră din grupa D a Ligii Europa 2-2 cu FC Zürich la Piatra Neamț, însă nu s-a simțit acea stare de oboseală și am văzut o echipă proaspătă, o echipă care a alergat din primul până în ultimul minut, ceea ce contează foarte mult. Despre această partidă și nu mai vom discuta în emisiunea prelungiri cu invitatul nostru din această seară. E vorba despre domnul profesor Constantin Petrea. Bine ați revenit, domnule profesor. Bună seara, bine v-am găsit. Cum vi s-a părut meciul de aseară? Adică a fost un meci foarte reușit. Vreau în primul rând să-i felicit pe toți jucătorii. Staful tehnic, fiindcă am văzut o mobilizare și o dorință de victorie. Ca drept dovadă, în întâmplător, am obținut acest rezultat de 5-0. Felicitări încă o dată pentru Voiste, care a marcat 3 goluri, dar vreau să-i felicit pe toți, fiindcă toți și-au dorit victoria și, în același timp, 100% au respectat sarcinile de joc. Din cauza asta a ieșit și un joc extraordinar. Iată, un Wesley în formă maximă, domnule profesor, are 7 goluri marcate în campionat, 3 în Cupa, în Liga Europa și 2 în Cupa României. E, să putem spune așa, jucătorul exponențial la FC Vaslui în momentul de față. În ultimele meciuri, cred că a marcat aproape meci de meci, mai puțin la Cluj, acolo unde a fost un meci cu scântei. Da, e un merit al lui, a echipei, care l-a ajutat să marcheze. Să nu uităm că este la egalitate cu Nicolae, au câte 7 goluri marcate. Să nu uităm că vine după meciuri din Europa League în campionat, Cupa României, merg pe 3 fronturi, dar nu se vede niciun fel de oboseală la echipă și nici la Oeste. Așa că, dacă o ține tot așa, va fi golgheterul campionatului. Să nu uităm că l-a depășit dintre componenții străini care au jucat în echipele românești de molare, e o mare performanță din punctul meu de vedere. Da, e o performanță, ținând cont că acest, să spunem, acest record a fost deținut mult timp de către demolari și iată că Wesley doar în 3 sezoane de acum reușește și chiar l-a depășit. El a înscris doar 36 de goluri din 100 de partide. În schimb, Wesley în mai puțin de 100 de partide are deja 39 de goluri marcate în Liga 1. Da, este o performanță la un jucător străin care s-a adaptat foarte bine la fotbalul românesc și dacă o ține tot așa, va fi greu ca el să fie depășit de un alt străin în anii care urmează. E un brazilian, așa cum a spus dumneavoastră, care s-a adaptat perfect la Vaslui și care, iată, a dat un răspuns care cred că a uns pe toată lumea. În primul rând este fericit că e la Vaslui și că e fericit, și în al doilea rând că e fericit că joacă în România. Un jucător care a fost adus nu neapărat ca o țintă directă, ci l-a văzut la o partidă în Portugalia unde se afla în cantonament Vasluiu. I-a plăcut, iar Adrian Porumboi nu a așteptat să treacă cele 6 luni, fiindcă era în ultimele 6 luni de contractul Leșoes și a dat o sumă importantă pe el, aducându-l la Vaslui și se pare că nu a greșit, fiindcă e un jucător care face toți banii. Da, faptul că l-a văzut acolo în Portugalia, în cantonamentul respectiv, cel care a avut ochiul ăla merită de felicitat și, ca drept dovadă, nu s-a înșelat. Fiindcă mai sunt jucători care, într-adevăr, îi vezi într-un cantonament, în meciurile de pregătire, iar după aia vezi că scârție și exact cum s-a întâmplat și cu Steaua, cu fuziunea lor, cu Urzicenii, după aia acum cu Craiova și nu mai e echipa aia care era Steaua pe timpuri. Și cu jucătorii respectivi, ca să revin asupra discuției, a fost văzut, a fost coptat în lot și, ca drept dovadă, este pe primul loc în, ca golgheter în campionatul României și, pe lângă faptul că este golgheter, este și un pasator extraordinar
și un jucător de echipă. Nu e individualist numai el, adică dacă îl vede pe ăla în fața porții libere, îi dă pasă să marcheze și ăsta e un lucru extraordinar. Are un caracter puternic și un caracter pentru toată lumea. Cum a făcut exact și în partida de aseară, când a pasat pentru Tenvangela, din păcate, atacantul Vaslui nu a reușit să bage mingea în poartă. Da, la milimetric pe lângă poartă, dar se poate întâmpla oricui. Dar, ca drept dovadă, i-a pasat, a continuat faza și chiar eu cerea la momentul respectiv continuarea fazei, i-a dat o Tenvangela și a dat milimetric pe lângă poartă. Un pic cu exteriorul, eu zic că era gol. Deci 2-0, parcă la 1-0 s-a întâmplat faza respectivă. Da, într-adevăr, la acel scor la 1-0, dar trebuie să mai precizăm încă ceva. Iată, acest brazilian are aproape un gol pe meci. Dacă punem la socoteală că Vaslui l-a jucat 6 partide în Liga Europa și preliminarele Ligii Campionilor, una în Cupa României și 9 în competițiile în Liga 1, în competiția internă. Da, eu zic că spunea multe, dar un lucru... Credeți că va câștiga titlul de golgheter anul acesta? Eu zic, din punctul meu de vedere, dacă o ține pe aceeași linie, și aici scoate în evidență și meritul antrenorului, fiindcă l-a pus pe postul care el dă randamentul maxim și în același timp apare tot timpul în fața porții la finalizare. Și este un jucător care nu se pierde, este un jucător care este foarte lucid în fața porții și ia deciziile, decizia finală, ori gol, ori să spune că dă în portar, dar meritul îl are și antrenorul, fiindcă nu-l ține în spatele atacanților, îl folosește atacant pur cu al Dailton, acolo unde e locul lui, fiindcă să nu uităm în perioade din anii anteriori, era folosit al treilea atacant care venea în spatele și prea puține goluri. Acum are libertatea lui și el în fața porții 100%, ori 11 metri, ori gol. Nu întâmplător a dat 7 goluri, să nu uităm și la Lazio cu 2 goluri, nu? Și în cupe, păcat, dacă revin și asupra meciului cu Zurich, nu e posibil, pe undeva. Eu zic că o lipsă de concentrare a tuturor jucătorilor. În momentul când ai 2-1, jucător eliminat și la 2 minute, nici 2 minute, să luăm golul egalizator. Să nu uităm că în echipa lui Zurich foarte mulți jucători tineri, 19, 20, 21 de ani. Dar păcat că n-am avut lipsa de concentrare, de luciditate, trebuia să tranșăm jocul în favoarea noastră și eram calificat în primăvara europeană. Da, e clar că acolo s-a greșit undeva. E al doilea meci când nu știm să profităm de superioritatea numerică și e păcat, fiindcă puteam acum să stăm liniștiți, să mergem cu alt moral la meciul de la Lisabona, care ne așteaptă peste 2 săptămâni. Da, e un meci foarte greu. O echipă puternică, compartimentată, i-am urmărit la vreo câteva meciuri și chiar m-a impresionat, dar să nu uităm, la ora actuală toți jucătorii sunt alți, ca drept dovadă și meciul de la Mioveni de aseară cu scorul de 5-0, în afară de Cânu, zic că toată echipa este într-o formă maximă. Fiecare dau randament pe posturile respective, a apărut coeziunea și relațiile de joc. Faptul că nu s-a putut face transferări în perioada asta de 2 ani de zile, omogenizarea este extraordinară, cred că la cea mai bună echipă din Liga 1. Vom face, zic, o figură frumoasă dacă ne ducem și avem toate motivele să ne ducem dezinvolți și să jucăm, fiindcă nu avem absolut de pierdut. Așa că văd un rezultat favorabil și în același timp pentru primăvara europeană. Contează enorm și meciul cu Sporting în Lisabona. Dar cu concentrare, cu determinare și cu voință de victorie, eu zic că putem să atingă obiectivul pe care și l-a propus.
Domnule profesor, e bine venit această pauză pentru Fotbal Club Vaslui, fiindcă trebuie să recunoaștem, Vaslui traversează o perioadă extrem de bună. Ultimele trei meciuri, vasluienii au înscris 15 goluri și nu au primit niciun gol. A fost acel 8-0 din cupă cu Livezile, 2-0 cu Voința Sibiu și acum 5-0 cu Mioveni. Da, e o pauză binevenită și aici vreau să salut și prezența lui Sărmătean în lotul național, fiindcă era bătător la ot să nu-l selecționeze pentru cele două meciuri cu Belarus și cu Albania. Este un jucător care la mijlocul terenului cred că face legea în tot campionatul, nu numai la Vaslui. Și nu este un jucător să poți să-l compari cu Sărmătean la ora actuală. Și eu sper că va juca titular și în același timp va contribui și el într-o oarecare măsură la calificare la europene. Fiindcă șanse mai sunt. Chiar dacă mulți nu ne mai dă nicio șansă, eu zic că șanse sunt, trebuie să ne batem până în final. Iar cu Sărmătean, eu zic că putea să mai ia și pe Pap, dar Pap vine după o accidentare, văd că s-a încadrat perfect în jocul echipei, cu randament, eu zic, foarte bun, soțină tot așa și îl vedem și pe el cât de repede în național, ori la tineret, ori la selecționata mare. Oricum, aseară a făcut un meci perfect, Pap. Da, s-a sincronizat extraordinar și în același timp trebuie să mă apară și Cânu, care capitanul echipei, care totuși a pus umărul, dar s-a accidentat, se întâmplă asta în fotbal și sperăm să-l vedem cât mai repede pe teren. Fiindcă avem o echipă puternică, bine compartimentată, nici pe un compartiment nu sunt probleme. Așa că ne batem la titlu, chiar dacă suntem acum pe locul 5, nu? Da, pe locul 5, la 6 puncte de liderul Dinamo, suntem singura echipă care am învins-o pe Dinamo, iată a mai apărut și acest mic, să spunem, scandal cu Dinamo, care ar dori să câștige la masa verde partida cu Vaslui, considerând ilegal jocul lui Marius Constantin în acea partidă. A intervenit în această zi inclusiv un oficial de la Liga Profesionistă de Fotbal, e vorba despre secretarul general Valentin Alexandru, care a specificat clar că nu e niciun caz Marius Constantin, a avut drept de joc, însă i s-a luat acest drept de joc, i s-a suspendat dreptul de joc o zi mai târziu după partida cu Dinamo și se pare că se depune eforturi acum ca această problemă să fie rezolvată în scurt timp, în așa fel încât atât Marius Constantin, cât și Zapino, Ozeia sau Nicușor Stanciu să aibă drept de joc pentru Vaslui. Da, totdeauna fiecare echipă încearcă să profite de o neregularitate în acte și așa mai departe, dar în momentul când Federația a dat dreptul de joc, e foarte clar că știa absolut în momentul când nu poate să semneze un transfer pe oi frumos. N-avea dreptul Vaslui de transfer, atunci nu l-a transferat pe Marius Constantin. Eu am mai spus despre Marius Constantin că este un jucător de valoare și vreau să joace și în același timp să-l văd și în reprezentativa României. Că Dinamo acum poate să lege, dar de ce nu ne-a bătut Dinamo pe suprafață de joc, în dreptul Iola, nu? I-a bătut cu 3-1, nu? Și tot după aia s-a legat de arbitraj, că nu știu ce. Oricum nici regulamentar nu mai au cum, pentru că trebuiau să depună în primele 48 de ore. Nu, ei acum s-au autosesizat, mă rog, că nu știu ce, că Marius Constantin nu a jucat acolo, nu a jucat. Dar problema este că meciul și rezultatul va rămâne cel care a fost pe teren. Adică 3-1 și punctele sunt ale noastre. Nu are cum să întoarcă niciun fel de comisie. El a fost făcut în termen care corespund, în termen legal. Așa că nu văd niciun altă variantă care vrea Dinamo să câștige 3 puncte la masa verde. Domnule profesor, ce ne puteți spune despre evoluția lui Adailton? Iată, și-a dorit foarte mult pe parcursul meciurilor din acest sezon să înscrie și a reușit o dublă, o primă dublă în acest sezon cu acele două goluri superbe din meciul de aseară cu Mioveni. Era timpul să înscrie, fiindcă este un jucător altruist, el e mai mult pasator cu jucătorii, dacă îl vede în fața porții sau să dea centrare, acolo e și de.
e foarte bine pentru el, o să-i dea încredere mult mai mare, fiindcă are și atâta experiență, fiindcă e la 34 de ani și plus la Sporting, eu zic că va face meciul vieții lui, fiindcă urmărindu-l, este un jucător relaxat tot timpul în joc, în momentul când vine mingea nu se crispează, nu are... Pentru el mingea nu e niciun efort când vine. Este un jucător exponențial în lotul exact ca și Oisle. Numai că Oisle e mai aproape de poartă, e jucătorul care marchează și are un plasament extraordinar și în același timp simte și centrare, că vine din stânga sau din dreapta sau chiar pase în adâncime, el este acolo. E un lucru rar, mai întâlnește un jucător ca Oisle. Rar, rar. Oricum am văzut o fază superbă în partida de aseară între cei doi brazilieni, Adailton și Oisle, dar și între Sfânt Mărtean și Oisle. E o tripletă care își face treaba și care e peste restul jucătorilor la această oră, dacă pomenim pe Sfânt Mărtean, Adailton și Oisle. Da, sunt jucători care se înțeleg de minune, care numai din priviri pasează exact... acea sintagmă dată de jurnaliști din presa centrală. Suntem echipa glezinilor fine. Da, da. Nu, ei se înțeleg din priviri. De ce cauză? Fiindcă mingea nu mai e un secret pentru ei. Mingea pentru ei e ceva normal, e ceva obișnuit și se deplasează și jocul fără minge, dacă ne uităm, este extraordinar la ei. Nu vezi la un alt jucător să se placeze, să plece de lângă adversar, să-și caute spațiul el fără minge. Nu mai spune cu mingea când intră la picior, un jucător, doi, cum îi Sfânt Mărtean, eu zic că de mult am văzut un jucător să scoată 3-4 jucători din joc cu atâta ușurință. Rar, rar întâlnește și în același timp creează și superioritate în atac, se deplasează și cu Aldaito și cu Oeste și imediat și cu Temajera, care este destul de masiv și face culoare pentru jucători din linia a doua. E o echipă, să spunem acum, bine pusă la punct, este o echipă care ar trebui anul acesta să câștigăm campionatul. Chiar dacă am început mai prost, dar vedem că tripleta care o aminteați e o tripletă de aur. Și în același timp trebuie să ne ducă și în același timp să-ți dorească câștigarea campionatului. E o pauză binevenită pentru toate echipele, inclusiv pentru Vaslui, fiindcă Viorel Hizo spunea că cel mai mult se teme acum de oboseala pe care o va acumula jucătorii, fiindcă sloturile destul de subțire, dacă ne gândim la faptul că sunt în continuare multe incertitudini în lot, mulți accidentați, Bălace, Hugo Luz, e și Anang, sunt jucători care Cânu, Glaston, jucători care, iată, nu sunt în momentul de față. Credeți că, într-adevăr, oboseala va fi dușman numărul 1 pentru echipă de acum până se va termina în această lună și jumătate cât a mai rămas? Eu cred că nu va fi un punct foarte oboseală. Eu consider că fiecare meci, dacă ne uităm și în campionatul englez, joacă miercuri, sâmbătă sau miercuri, duminică. Asta se întâmplă și la noi. Iar pregătirea care a făcut-o în vară, eu zic că menținută, poate să o ducă până la sfârșitul turului. Totuși nu suntem o echipă cu experiență internațională. Mulți jucători de abia sunt în premieră într-o asemenea fază. Da, dar dacă, să nu uităm în primul rând că avem jucători exponențial, cum e Sfânt Mărtean, Oisle, Aldailton, Temajera, care marchează și el aproape la două etape, plus linia de fund cu Farcaș, cu Cânu, accidentat acum, a fost și Balaur, care a jucat foarte bine, pe benzele laterale stăm bine. Nu, eu cred că nu va apărea starea asta de oboseală în rândul jucătorilor. Faptul că avem și astea două săptămâni și de recuperare și de antrenamente. Dar
trebuie să-i țină în formă pentru meciurile care urmează, că nu poți să-i lași acum, să-i scoți din forma sportivă, să-i lași și după aia să crezi că în perioada asta de două săptămâni poți să-i bați din nou ultima săptămână în formă sportivă. Nu, trebuie menționat la nivelul respectiv, fiindcă dacă îi scoți din forma sportivă, e foarte greu să-i bați. Și e posibil să ratezi un joc, două. Noi nu avem voie să facem un pas greșit în următoarea. Și să nu uităm că ne vină două jocuri foarte grele. Să nu, ne vine Steaua, nu? După aia ieșim la Astra Ploiești. Și Astra e o revelație. Adică n-a venit și o modică pe banca tehnică. Dar cel mai greu meci știți care e. Primul, nu? Cu Steaua. Să trecem de Steaua și Steaua, ați văzut, au schimbat și pe Levi, pe antrenorul lor, l-a adus pe Ilie Stan. Ei, sunt probleme și la ei, și cu omogenizarea, cu jucătorii ajuns de la Craiova, cum a fost și anul trecut, sau cu 2 ani, cu Urziceniu. Dar noi trebuie să trecem de primul hop, de Steaua, și după aia vedem. Și o să vadă de Coastra Ploiești. Vine Steaua la Vaslui, are antrenor nou, vine și după o pauză de refacere, fiindcă sunt aceste două jocuri ale naționalei. Credeți că va fi Steaua care a umilit-o pe Vaslui în sezonul trecut, acel 3-0 de pe Municipal, sau Vaslui va face în continuare același joc bun și va câștiga această partidă, fiindcă în momentul de față Vaslui este peste Steaua în clasament? Nu cred că se va întâmpla ce a fost în anul trecut. Eu consider la jocul și la constanța echipei, determinarea lor, se va întoarce rezultatul în favoarea noastră. Eu zic că un 3-0 pentru noi. La ce joacă Steaua comparativ cu noi, suntem cu mult peste ei și uitați-vă și în clasament, Steaua cred că e pe locul 8, dacă nu mă înșel eu. 7-8, noi suntem, dar nu mai este Steaua cum a fost acum 2, 3 sau 4 ani, 5 ani în urmă. Steaua încearcă cu frații Costea, cu Tănase și jucătorii care iau de la Craiova, dar nu. Noi suntem cu mult peste ei, dar numai cu condiția să ne menținem această formă sportivă. Că dacă ieșim cumva din forma asta sportivă, putem să întâmpinăm greutăți în meci cu ei. Fiindcă totuși vorbeșteau, o echipă valoroasă. Sunt jucători... Au o istorie. Au o istorie. Să nu uităm, în 86, chiar dacă era pe timpul comuniștilor, a fost a doua echipă din țările comuniste care a câștigat Cupa Campionilor Europeni. Și vorba aia îmbătută pe Barcelona, să spunem, la ei acasă, nu? Și era Steaua, Steaua. Bine, că atunci erau și posibilități de transferuri, să ia cei mai buni jucători de la echipe, direct la Steaua, la Dinamo și așa mai departe. Dar eu revenim asupra discuției legate de meciul cu Steaua, va fi un meci greu. Dar printr-o concentrare și prin respectarea sarcinilor de joc și cu cei, să spunem, trei jucători exponențiali, eu zic că scorul va fi în favoarea noastră. Totuși nu a impresionat Steaua, chiar dacă a schimbat antrenorul și chiar dacă a câștigat în fața campioanei cu acel norocos gol din prelungiri. Nu, să nu uităm că la 1-1 Oțelul Galați a avut o ocazie imensă. Iar golul dat de Florin Costea a fost în minutul 92, o vărmășeală acolo în careu, neatență și aia de la Galați. Și să nu uităm că Oțelul Galați la ora actuală nu mai este echipa care a fost anul trecut. Cu toate că multă lume spunea că a fost ajutată de arbitra, dar jucau un fotbal... Jucau cu totul altceva față de... Totul ce se întâmplă și ne-ați văzut că și cu Marius Stan. Bacă și-a luat concediu, a plecat. Bacă, Consiliul de Administrație s-a schimbat și la ei. Sunt convulsii mari și la Oțelul Galați din cauza asta. Nu merg. Să nu uităm și dau exemplu pe CFR Cluj, au câștigat campionatul și anul următor a terminat pe locul 7. Uite, a venit și rândul Oțelul, care au câștigat campionatul și acum sunt, dacă continui tot așa, să bani la retrogradare. Apropo de CFR, după ce a câștigat cu ajutorul arbitrului în fața Vaslui, de data aceasta arbitrii a fost împotriva echipei CFR și a scos abia un egal cu Petrolul. Vorba vine împotrivă, fiindcă ei au fost cei care au strigat, domnule, că ne-au furat arbitrii. Totdeauna dai vina pe una, dar a fost și o neputință la meciul cu Petrolul.
Faptul că Petrolul a avut 1-0, a mai avut Oprița încă o lovitură de care putea să facă 2-0 și atunci nu mai spunea nimeni absolut nimic. A fost un meci care pe care, dar și Petrolul a arătat comparativ cu meciul cu Dinamo, când a pierdut cu 5-0 parcă, o determinare totală la s-a luptat pentru oricare minge, iar CFR-ul n-a putut să o dea în poartă. Probabil s-a legat de arbitraj, că Mureșan a devenit și el al doilea arbitru la orice meci, când pierde sau facă egal, el e numărul unu, cel mai tare, cel mai cunoscător în arbitrajul românesc. Eu cred că s-a legat de faza golului care l-a dat ei la Hențul ăla. Ei, acolo e discutabil, dar și camerele de luat vedere și unghiul respectiv era foarte greu să-ți dai seama. Ca drept dovadă s-a terminat unul. De ce n-a putut? Că a dat golul în egalitate pe minutul 62 sau 72. A avut timp să bată, nu? Dar Petrolul, v-am spus, că a jucat extraordinar, putea să și bată Petrolul acolo. La capul Oprița. Dar se întâmplă. Eu zic că arbitrajele să le lăsăm deoparte. Fiindcă dacă echipa are liniște, dacă echipa este motivată, are în sânul familiei este o liniște, eu zic că se concentrează și poate să câștige meciul. Dacă tot timpul ne legăm de arbitri, că și ei sunt oameni, poate să greșească. Ei, dacă nu iau o decizie în fracțiune de secundă, toată lumea este că, uite, că a viciat rezultatul, că nu știu ce, că a fost hens acolo sau nu a fost. Arbitrii trebuie lăsați în pace și ei, că e una când te uiți la televizor, îți apară în reluări, dar el are fracțiunea de secundă, el are fluierul. Distanța lui e câteva secunde până îl duce în gură, nu? Și cel mai bine să-i lăsăm în pace. Vedem că la ora actuală, la un campionat mondial, arbitrii români nu mai sunt convocați. La europene, nu. Păi atunci, dacă noi... Nu, și foarte bine că nu au acceptat președinții de club să arbitreze arbitrii din străinătate. Că au greșit, am văzut, în meciuri arbitrii străini și au viciat rezultate. Nimeni nu s-a mai legat de ei. Acum nu mai pot să spui că e cu bună știință. Asta pot. Cât de bine e venită această numire a lui Crăciunescu în fruntea Comisiei de Arbitri? Pe 13 octombrie va fi oficial numit președinte al acestei comisii. Eu zic că e binevenită. Faptul că el nu trebuia dat afară la discuțiile și discuții destul de grele, între cei doi, între Mircea Sandu, președintele Federației Române de Fotbal și domnul Crăciunescu, s-a lăsat și cu tribunal și așa mai departe. Bine, că și-a dat seama, că, poate, probabil și-a dat seama și Mircea Sandu, s-a greșit atunci cu Crăciunescu. Uite că l-a adus înapoi și sunt convins că va face o treabă foarte bună. Îl cunosc, m-a și arbitrat, un om integru, un om care nu îl interesează X sau Y sau echipa, el o să-și facă treaba. Am înțeles că o să-și facă și o echipă puternică acolo în Comisia Centrală a Arbitrilor și depinde de el în primul rând, de delegările care le fac și de președinte de club care să-și vadă de echipe să joace, nu de arbitraj. Că arbitrajul sunt alții care se ocupă de delegarea lor. Am mai vorbit acest subiect, dar totuși vreau să-l aduc în prim plan. Nu credeți că Sân Mărtean are prea puține selecții? La ce valoare are? La ce, modul cum joacă în momentul de față? Doar 6 selecții la 31 de ani e puțin. Eu cred că acel jucător trebuia să aibă undeva la aproape 50 de meciuri la națională. Da, aici aveți dreptate. Un jucător cu calitățile lui, în primul rând și la națională, dacă a fost Răzvan Lucescu. Probabil nu i-a plăcut de jocul lui sau de ochiul lui, că pot să spun și formal. Dar probabil oamenii care i-a trimis el să urmărească bine jucători, nu le-a sărit lor în ochi. Pot să spun și sub forma asta. Dar acest jucător la 31 de ani are foarte, foarte puține selecții, număr de 6, la calitățile și la ce arată el în fotbalul românesc.
Și numai fotbalul românesc o să demonstreze și cu Belarusul și cu Albania. Dacă va fi titular sau introdus în primii 18. Puțin. Vedeți că sunt jucători care la 18 deja au 2-3 selecții, 20 de ani, 22 de ani și tu ajungi la 31 de ani. Probabil, nu știu, vina 100% sunt a selecționerilor. Că el este jucător, nu poate el să te autopropună că, domnule, e un joc extraordinar, că vin la național. Nu, antrenorii sunt cei care îi convoacă pentru reprezentativa națională. Dar păcat de el, dar speră că pe finish, așa să spunem, să nu uităm că Dorinel Munteanu a jucat până la 34 de ani în echipa reprezentativă, mai sunt încă vreo 3 ani la Sân Martean și acumulează o număr de meciuri în lotul României, nu? Poate dacă ne calificăm și la europene, atunci vor fi meciuri mai multe. Plus că și selecția asta, mai sunt jocuri de pregătire care n-a fost convocat. Că și aici se adună, dar uite că pare rău de el și de calitățile lui, că prieten cu el ne salutăm și atât. Dar un jucător de un caracter extraordinar, exact cum spunea un amic de-al meu, un caracter ceresc, adică și cu gândire și cu fiecare cetățean. El are pe Dumnezeu în el, care i-a dat calitățile respective. Da, e păcat că e și în vârstă la ora asta, mai ales că Vaslui are cei trei jucători să în vârstă și, din păcate, nu prea vin alții din urmă care să ajungă la nivelul lor. Da, e greu, de urmă, trebuie să-i crești, să-i formezi și plus să aibă și calitățile lor. Dacă nu ai calități de dublor, de finalizare, să simți golul, exact ce au ei, fantezia în joc, e foarte greu să le formezi la un club. Astăzi sunteți antrenor la juniori. Mai există această, la rândul juniorilor, această dorință de a avea fantezie în joc, de a ști să dribleze cu ușurință, sau e un joc mai mult tactic, schemă? Ca să fac o comparație cu câțiva ani în urmă și pe timpul meu când eram junior, nu mai e această fantezie. Și în același timp nu mai există parcă plăcerea respectivă de a veni copiii la joc, de a veni la antrenamente. Bine, că n-au o motivație, să spun, specială, să vină, uite, domnule, mă duc acolo și voi juca, să spunem, la Liga 1. Dar, vedeți, acum sunt preocupările mai mari legate de calculator, de televizor. Și totuși ar trebui să primeze mișcarea, nu neapărat performanța. Fiindcă dacă ne uităm în străinătate, a spus și dumneavoastră, în atâtea țări, ați văzut că acel copil este educat încă de mic către mișcare, pentru mișcare. Pe când la noi, părinții cam uită lucrul acesta, îi îndeamnă pe copii mai mult să stea în casă decât să fie afară, să fie pe un teren de sport. Nu, să știți că am atâta experiență legată de copii. Am jucat și lucrat și cu seniori și e foarte greu, fiindcă la noi a apărut un fenomen legat de copii. Copiii domină pe părinți, nu părinții pe copii. Și dacă chiar părintele ar dori să-l ducă să facă mișcare, fiindcă obezitatea la noi a crescut, e în creștere. Copilul, tată, eu stau în fața calculatorului, adică nu mai are un cuvânt părintele asupra copilului. Dar eu îi îndemn pe această cale să vină să participe la mișcare, fiindcă mișcarea le dă sănătate, indiferent ce tratament ai face și așa mai departe, fiindcă avem secții de toate domeniile, în toate ramurile de activitate. Iar să vă dau un exemplu din Germania, foarte mulți turiști în Italia, te uitai la ei foarte obezi, dar erau dorința de a merge pe jos, loazierul, cum spune noi, pretecerea timpului liber. La noi nu mai există decât calculatorul care îi macină pe tot și plus televizorul. Din cauza asta, uitați, dacă am fost și la un cross al loteriei, pe data de 2 octombrie acum,
Am rămas surprins, plăcut de foarte multă lume. Și chiar am participat cu un copil și chiar eu, la persoană fizică. A fost în jur, să spun eu, cam, să nu exagerez, mi s-a părut mie cam 3.500-4.000 de copii. Că a fost pe categorii de vârstă. De vârstă. Și a fost extraordinar. Dar cred că în final am să comentez... Chiar mai avem puține momente și chiar e bine să comentăm și acest aspect. Vreau să spun că Liceul cu program sportiv a obținut foarte multe locuri întâi. S-a desfășurat pe categorii de vârstă, 11-13 ani, de la locul 2, locul 9, ocupat de liceu cu program sportiv. Pe altă categorie, de 14-18 ani, tot 1-4, liceu cu program sportiv și locurile 7-8. După aia, 18 ani în sus, Larisa Arcip, spus Spiridon, locul 1. Și alte premii. Copilul meu, care e nelegitimat, adică e legitimat la mine la fotbal, a luat locul 20, e vorba de Tănase Andrei. Eu am venit pe locul la veteran, locul 16. Eu zic că este o performanță pentru, cu toate că am încurcat traseul, am trebuit să revin de la biblioteca Mihai Eminescu să mă întorc înapoi pe lângă Spitalul Spiridon, dar sunt mulțumit de rezultat și vreau să-i felicit încă o dată pe toți cei care au participat, uitându-mă de la copii de la 11 ani până la 60 de ani, dar uitându-mă în traseu, alergând în traseu cu ei, foarte mulți tineri au abandonat. Ceilalți la peste 50 de ani, toți au ajuns de unde am plecat. Iar traseul a fost de 4 km, 200 de metri. S-au acordat premii în valoare pe categorii la 11-13 ani, 60 de milioane. Scăzut până la locul 10, 2 milioane. Din coace 14-18 ani, pe fiecare categorie a fost premiată de Loteria Națională. Și uitați, dacă vorbeam pe timpuri de Daciada, care era extraordinară și având un caracter de selecție, uitați că și cu loteria pot să aducă oameni la mișcare. Și erau și oameni mai obezi, copii, tineri, erau ceva fantastic. Păcat că nu se popularizează și în același timp nu se dă pe posturi, adică să fie televiziuni. Uitați, doamne, câtă lume acolo, cum s-a descurcat, cum... Și cred că și la Vaslui am putea să dezvoltăm măcar această mișcare. Lunar către un asemenea concurs. Mișcare sportivă, că sunt cuprinse în calendarul competițională, în calendarul direcției pentru sport a județului, dar sunt puține și nu au amploarea respectivă cum a avut la Iași, că a fost în 5 centre. Iași, București, Timișoara, Cluj, Constanța. Și plus că a venit aici la Iași, Botoșani, Suceava, Piatra Neamț, Bacău, când s-a mai ținut la Bacău, Galați și a fost open, au venit și din București și plus frații noștri de la Răsărit din Republica Moldova. Gândiți-vă că sunt atâtea județe cu atâtea orașe și cu atâți atleți. A fost un lucru extraordinar care cred că și la anul îmi propun să participe. Deci a fost o experiență bună pentru asta, da. Ca fotbalist. Ca fotbalist, faptul că m-am pregătit după deci am avut un accident respectiv ca Mircea Dinescu, la 50 de ani am avut o reparație capitală de vreo 4 zile, zic la 100 de ani și am început să mă pregătesc, că nu, nici nu aveam în cap de cross-ul loterie de la Iași și zic că dacă totuși fac alergări și mă mențin și am și slăbit vreo 10 kg, zic că se pare și am participat, dacă nu curcam traseul și mă duceam pe traseu, oricum eram în primit 10, nu mă interesa banii.
Dar am vrut să văd dacă într-adevăr sunt și pregătiți. Și într-adevăr, mă simt foarte, foarte bine. Și îndemn și pe colegii mei de vârsta mea sau peste mie să participe la crosuri, la alergare, la mișcare. În Copou este un aer și poate să facă jogging oricând, un aer foarte bun, rarificat și societatea are nevoie și de oameni sănătoși. Sănătoși, da. Fiindcă numai prin sport avem o sănătate bună. Da, e important ca lumea să revină către sport. E important ca și la meciul, nu neapărat numai cu Steaua, la toate meciurile să avem și tribunele pline, fiindcă sportul fără spectatori nu are culoare. În primul rând, să nu uităm că avem o galerie foarte frumoasă. Iar în primii ani am primit și nota 10, din câte mi-amintesc eu. Da, în primii ani. Sperăm că și de aici încolo toți să ne ducem la stadion. Echipa este într-o creștere de formă, aduc rezultate deosebite, chiar cum eu veni, dar și în cupele europene. Și sperăm și la Sporting Lisabona și pe această cale le transmit succes și să aibă încredere în ei. Eu zic că cu meciul de la Sporting Lisabona cu concentrare putem să visăm și în același timp să fim în primăvara europeană. Domnule profesor, mulțumesc că ați acceptat invitația de a fi astăzi la emisiunea noastră. Să sperăm că vom auzi de bine și pe viitor cu sportul, în așa fel încât Vasluiul să fie fruncea nu numai la fotbal, ci și la celelalte sporturi. Eu vă mulțumesc și oricând cu noutăți. Îmi pare rău că n-am putut să vorbim și de juniorii republicani. Avem timp, o să facem o emisiune specială. Da, eu vă mulțumesc pentru invitație și oricând sunt la dispoziție și le urez la băieți succes la Sporting Lisabona. Până atunci, succes la meciul cu Steaua, dar e o pauză binevenită. Cu fotbalul ne vom reîntâlni abia pe 16 octombrie, într-o duminică, de la ora 21:30 pe stadionul municipal. Deocamdată toate cele bune, să aveți parte de o săptămână frumoasă în continuare și să rămâneți alături de TVT. La revedere! La revedere!